Da, mă. Uite, bă, ce pierde, mă. Bă, uite, mă, pe bibangule. Dar nu ți-a încercat, mă, și varianta trage și oprit. Uite-i, mă, încercai. Nu o să. Trag și oprești musca, trag și oprești. Păi nu mai sare, că dacă nu-i place cum se joacă, normal că nu sare. Ai, pierdut. Ce vorbim? Păi stai, mă, cu liniște, așa, mă. Mult de parte nu. Atât. Pune vârful jos. Și așa, tragi o pe viteză mare, ce e bibanul ăsta. Ai văzut? Pe viteză mică? L-ai luat? Tocmai bine fi, mă? Nu, ne-a zis că contează cum își joci musca. Mă, faci o scoate. Anda mai în larg, că a plecat de la mare. Păi da, da, trage o finuță așa, nu trage repede ca la biban, că ăsta nu e biban. Trebuie să joace și ea frumos ca gâza, trage-o, prezi, și atunci se duce, mă. Nu e treaba de tras repede, ce mulet am, că e cumplare mare, atât dau la capul. Păi, dar se vede cum merge musca ta pe apă, ce știu eu. Uite-l, uite cu ăsta micul. Fii atent, bibanul ce-a dat aici. Bătrânul. Oh, 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 oh. Eu de-aia nu iau, mă, ca muștele mari. Păi n-am în linie să-ți fac și... Păi, să-mi faci. Și ai zis că vii cu ele făcute azi la telefon, așa merg. Ia, uite-l, bă, crezi tu, dacă... Păi, da, mi-ai zis, mă. Ia, uite, băi, cum vorbești la televizor. Fii atent. Le-am făcute și tu nu zici nimic. Îți dă, bă, linia aia comandată, ia uite, 18 lei. Mi le-ai dat înapoi. Ce să faci, bă, Crist? Bă, ăsta mare îl mai luăm. Da, mă, uite, mă, 18, ca să nu zici că Gabriel e... Ce mi-ai dat asta? Da, mă, pe mică merge. Da, mă, că ți-o fac, pe ce nu ți-o dai, ți-o luai să-ți faci ca să-ți zobești? Uite, acum stau cu alea. Ai mușturi gata, mă? Da, păi da, poate să bage, că e tot cu 16 pe el. Nu s-am făcut, mă, nu stătui la mașină. Să muncesc. Păi ăsta merge, nu vreau. Și nu nici mai muncești mult. Nu, dar nu dă doi mai mult. Eu luai pe 14 lei, dar tragi de păr. Atrași. La mare nu-ți dă nici de altul, n-ar fi de. Te da, mă? Da, trebuie să fac obiect, chiar că ce e cu scopul. Bă, dar eu acolo nu mai luai, bă, ce chestie, bă, agresul frumos ăsta de obiecte, dacă mai știi ce să mai fac. Da, pula, dacă mai dau, nu mai dau la peste, nu mai zic. Cred că de-aia face așa, ca să mă las dreptul de peste. Am dat pula în el, dacă mai zic, o săptămână, pauză. Eu trece vara, de ce să mă. Uite, și aici nu joacă, culmea, aici mănâncă și nu joacă. Nu joacă deloc, ce știu. Da, mă, că îți bagă Gabriel acum. Îți bagă Gabriel sistemul prinzător. Ce ai, mă, că ți-am făcut niște astea, da. Nici eu nu. Auzi, ți-am făcut un sistem prinzător aici de muri. Nu pui dreptul de vară. Prinde-l și cu pește ca lumea, lasă-mă în cura mea. Nu te-am văzut cu un pește adevărat. Băi, n-ai văzut. Ia uite, te m-am găleat. Păi de ăștia vreau, mă, eu, ce uite. Ia uite ce bijuterie ai tu aici. Ești în stare, atâta puți. Fii atent atât de biș. Păi n-ai văzut, mă, pe aia, pe delta numai la jumătate de kil, dacă nu... De unde, dacă nu ia ce? Ha? Ala ce? Ia, mă, să vadă și camera. Arată-ne și nu. Hai, mă, arată și mie carasul ăla. Un caras de vâlcele, ia. Stai, stai, să aduc și eu cu zoom. Stai, stai. Mai ține-l puțin. Mai ține puțin. Da, mă, da, bravo. Da, mă, și el a luat la muscă. Da, ăsta e bun să-l prinzi la băți private. Păi dă-mă să mai prinzi, mă, la băți private, că a băgat și alea și a mâncat toți pești. Băți private. Vorbi cu un administrator și ce asta administratorul? Domne, i-a îngrășat pe ăștia cu euri, că dacă îl pui în tigaie, mănânci numai euri. Nici mai recrută pește. E de la București, administratorul ăsta. Ce, bă, nu mă duc la nici, bă? La prietenul ăla, ta, unde a fost Vali, unde are rulote, e micuț așa, are insula în jumătate. Nu îmi trebuie, mă, lasă, bă, dar... Nu e acasă, că te distrezi. Nu îmi trebuie să mă distrez, mă distrez aici. Și mănânc un pește natural. Acolo e să pierd timpul. E așa, Cristi? Nici ăsta nu mai e prea natural, dar... Ăsta e 50% mai natural ca ăla. Plumb, bai, mă, dar nici că bănuțe cu... Da, mă, de unde vrei, în bani ăștia de 6 lei să mai bași și plumb. Și, și mai am și unul de rezervă. Și pulă
Și eu pierd o linie acută. Unde s-a dus? Dar te-am scos din sărăcie, fieten. Cea mai tare muscă după planetă. Licuriciu de Ștefănești. Da, e la pește cu noi, domnilor și doamnelor. Ia vezi, bă. Lasă-mă că mănâncă bibanul bine, lasă-mi culo două plete. Stai mă și ești copilul, copilul. Să-și cum bun, tu uite acolo, bun. Stai, că el nu le-a dat cu lipie, nu le-a dat și pe alea făcut. Băi, stai mă, ai răbdare, mă. Te grăbești, mă, așa. Păi e 8, mă! Păi e 8, aseară era 9. Aaaa, ești la 8. Băi, dacă trage bine aici, n-are rost să mă mergem la centrală. Dă-mi mai bucăți, ce rost are, Cristi? Nu, e mai bine trag aici. Păi nu vezi cum eu, cine? Lasă centrala. Ia uite-o să mă las salvare, ce-a făcut? Ia cine mă să-l așa e, când e beleaua să vină. Pe cine mă să-ți ia? Le dai cu super glue de data viitoare, nu mai poți să le legi pe ale. Se întărește. Nu mă, că dau doar pe ele, mă. Dau doar la lucrătură, tu nu vezi. Uite, nu a prins nimic. Ia vârful de acolo. Unde e vârf? Uite acolo. Așa. A, asta se leagă de linie? Mhm. Da, dă-mi cu mine. Stai că a agățat ăsta fir. Acum tinde-o. Panaramenco. Panamarenco. Cum îl chema pe Radu? Hai mă, să mă urăși noi bivă ăștia. Nu mai cred în nimic. Nu mai cred în viața. Moscova nu mai crede în lacrimi. Moscova nu mai crede în lacrimi. Acum să vezi bijuterie cum face Cristi harakiri cu ei. Bine, dar vezi dacă e... Nu se mai simte țara. Ia, Cristi. Ce-a pățit, mă, Dani? Cine l-a suțit? La soare. Nu, mamă. Ah, păi de, mă, e căldura asta. Acum i s-a făcut rău, dar nici casa vorbească, mă, băi. I-a tăiat și gura, bă, păi stai, mă, nițel, unde e? Era singură? Păi nu, e cu munchii mei. Și a stat mult în căldură sau de? Sau s-a supărat? Are nu probleme ceva? Știu că stă are așa. Probleme? Zic, are așa probleme cu inima cu asta? Are un pic cu inima. Păi, bă, păi dacă ai cu inima, nu trebuie să stai în căldură, mă, tău. Acu trebuie, la răcoare. Ai înțeles? E încăpățânată și tot timpul stă grădină, că și la bloc aici da. Are 3 grădini, numai în ele. A, și eu pe soacra tot încăpățânată, că de-aia face și diabet. Are și are diabet. Face diabet pe stres, face... Ce ai, bă, ai drăj la diabet. Cap, stai, bă, calmă, nu, Parcă a intrat drăj și ea. Ea nu știu care e diabet, dar a făcut analizele acum, că a descoperit-o cu diabet. Dar nu e avansat. Păi și... Păi a avut grijă de ea. De ea. Păi stai, mă, nițel, că e de la stresul ăsta, mă, că... De câte mă firul ăla, că te-ai pe el, de 20, de 30, nu-ți dau 20. Ia uite-l, mă, păi tot vrei, mă, să iei pe aia mari cu trancanare, dă-l la japcă aici. Fir, fir. N-ai învățat și tu că firul mic scoate peștele mari? Hai, mulinează, ce țăcăneala, dă-i înțepături. N-ai nici fir textil, dai pe țăgări și pe textil nu iei. Ai, că nu e nicio brânză. N-ai învățat nici acum să pescuiești. La câți ani ai? De muscărit? Uite, mă, ce simplu să ia peștele. Pac. Ia uite-l. Ia uite-l. Ia uite-l. Păi nu mă, dar am textil, deci n-am monofilament. Măi, că aș lua eu, că nici eu n-aș lua. Dar nu se simte atac la mână. Crezi că se atacă din cauza textilului tot? Nu se simte atac? Păi nu mă, păi știi de ce nu se simte? Că monofilamentul nu-ți transmite. De-aia nu simți. Dacă dai cu al meu, o să simți. Știi cum simți în băț? Textilul simte.
Cine? Eu am găsit ăsta la ofertă, e 540.000 Berkeley. Au 54 de ron și ții 10 ani. O lași pe fundul ăla. Îmi treia pe așa. Ia uite-l. Dar n-am elasticitate, țoc, țoc. Nimeni l-am simțit. Pune mâna așa, nu se simte că zice. Nu lucra așa lângă mine, că trebuie să-ți iei, în loc să-ți iei firul, să-ți iei algocalmin. Și nu mai dă ăștia fără rețetă. Deci apare problema durerii de cap. Dar nici nu joci tu bine. Oprea-o legă-n mașa. Cât ți-ai luat până acum? Pe cinstit. Lângă mine cu asta. Ai luat vreunul? N-ai luat. Dă-o mă încoace. Ca să te învăț eu că tu nu o joci bine. Deci trei efectiv nu s-o legă-ne așa că niciodată nu o să-i tunzi viața ta. Poate doar unul când la gata așa, că lig un întâmplător. Așa, mă, păi da, mă, dar la monofilament trebuie să-i dai tarințe pătura. Că ai elasticitate, degeaba spui tu. Vezi, nu te ajută porcăria asta de fir. Ia uite, trebuie să dai mai tare la monofilament, nu scurc ca mine, că îi dau scurc cam, îi dau direct. Ia să mai dă. Deci la monofilament ai tu elasticitate. Ah, și dacă dai scurt, tu nici nu întinzi firul. Da, păi să mai mici n-a lucrat să dea înțepătura. Asta până... Bă, păi ia-ți mă un textil, ia-ți echipamentul provocat. Ia uite, a venit cu molnetă de somon. Cât al molnetă. Ia mă, vezi cum ți-o iei eu cu textil. Că merge și la asta. Ia uite, rapid. Se dă-mi, simte cea? Ce ești la noat? Dai stângă de... Nu, așa e. Ai luat o pulă asta, hai, că n-ai luat niște. Nu l-am luat, a? E sigur? Uite, mă. Stai să-ți găsim varianta producătoare bună. Dăm în lateral. 1, 2, 3. Fii atent, scurte și dese cheie majorul succese. Fii atent. Scurte și dese cheie, dar e de rapiditate. E luat? Nu e, bă, e greu, bă, cu textilul ăsta. Cu monofilamentul ăsta. A venit vremea băilor. Nu e, bă. Ce e, bă, cu bățul ăsta al tău? Auzi, mă? Păi nu, mă, ia-ți textil, mă, că nu e de la vârf. Bă, ți-e bun, mă. Textil de acum, 12, de vârf? Da, 12 bijuterii. Dar ia-ți Berkeley, nu-ți lua alte porcării, că mi-a dat aia, m-a păcălit cu unul și sărbea cața de papiotă. Tu nu știe, nu. Deci tu, da, de câte ori ai venit și știu că te-ai văzut. Cine are Berkeley, Dragoș? Da, și știi că e 8000 metri. Păi am luat o rolă, mă, ce e greu de tot. Deci dacă eu am luat unul tras de păr și diferența nu e între bețe, adică ăsta e carbonul aia. Că eu dacă spui linia aici, dobesc cu aia. Păi de-aia n-ai luat nici cu asta ieri, nu că nu e mușchile bune, nu e, monofilamentul e nenorocit. E nenorocit. Bă, 10 ani, mă, cine, mă, Cristi, investești tu în toate alea și un fir, mă, la astea, ia, fii atent la mine aici. Ce pe direct, că n-are timp prostul să mai o scuipe. Înțeleg? Ia uite-l cum tremură. Păi tremură, mă, chiloții pe tine. Că n-ai, că fie am investit 540.000 în ăsta, dar am luat 7 găleți de pește. A scos banii pe fire. Te chinui mereu cu unul. Ia uite, 3, 2. Nu ca și eu mai meseriaș, dar mă ajută scula, înțeleg? Nu textilul tot, dreptul mai știi. Bă, dacă ce n-am eu, dau de 20 de ani, ce dau de acum. Păi tu și cum făceam la Drăgășan cu aia mari și cu mușchile lipitori? Da, uite așa. O dată trăgea băbăț, n-avea ce să facă, le dădeam scurtiță pe tot. Și porosul apucă în gură, fii atent. Iată. Fac. Uite-te la mine, fii atent. Că eu dau înțepături, dar la mine înțepăturile sunt înțepături. Ia uite-l. Cum să se ducă prostul? El pune și o scuipă, dar nu are timp. Că îi dau efectiv înțepături. Și ia ce e. Ia uite, a, l-a scăpat acolo. Dar tu parcă mai aveai mai succes la vertical acolo, nu? Mai luat la central. Hai să mergem acolo. Nu, mă, că unde o iau eu, uite, unul o spate lângă, mă. Hai, pe vei. Deci unde ești, o iau eu. Ia, mă, da. Ai rateuri pe ăla. Ai rateuri pe ăla, nu te ajut. Nu, când a fost să meargă, gata. Nu e, mă, Cristi. Păi când să meargă, bă, dacă nu e rapid, n-ai ce să mai faci. Spune-mă tu, Dănuțe. Ia uite, ah, ce l-am scăpat. Și-l și simți cu ăsta, imediat îi dai înțepătura. Ia uite-l. Trebuie să vină până la mal. Ia uite-l. Ah, l-am scăpat. Dar cel puțin mă distrez, îl simți gura. Ia uite-l. Ah, ia. Exact ca femeile aia de pe internet. La filmele de XXX. Fac și eu.
Dar dă prostul mie, dacă aveam 16 litri, acum pe firul ăsta și cu ăsta ți-l rupeam. 4-4. Deci, recomandat, ia-ți un textil. Nu e textil, ascultă-o pe mine, când e bancul, îți dai până el, îl ia fă-te în gură cu textil. Nu ești, mă, tot în banc, unde ești? Am luat atât, băi. Deci, eu ce mi-a slăbit ăsta firul, na, uite ce cal. Deci, când trece până ei găbele, n-are ce să mai comentăm. Dă mă cum știi tu. Uite, fiind mici l-am scăpat. Fiind mici l-am scăpat. Că nu e aia, că nu e aia. Astea-s text. Text, scenarii. Scenarii, da. Eu am găleat la jumate. Dacă el stă aici, îl fac. Al faci tu. Pe românul ăsta, mă. Care e rapid, cred că... Am prins la dăsta fără niciun textil. Asta și merge, nu vrei. Uite-l, mă, merge, uite. Hai să a... ducă gâna lui pe acolo, mai bine. Merge și scapă, că le-am mici rău. Le-am dupt. Trebuie să le dau mai scurte, așa înțepături. Nu am consumat la benzină. Nu, mă, Cristi. Cum e Cristi treaba? Textil sau fără textil? Cu textil sau fără textil? Eu spun cu textil să faci. Tu zici fără textil. Treaba ta, da, te chinui în fiecare zi. Că proștii o scuipă. Nu scuipă, mă, nimeni. Când a băgat dinții, ne-ai băgat. Aaa. Uite, ia, iar n-ai luat. Păi, păi da, mă, mie îmi scapă ca muștele mici. Le-am mari, rolul e făcut. Păi nu, dar ți-e scapă de la monofilament, nu, dragi? Da, tot timpul te-ți dai vina pe altceva, la? Păi da, mă, așa e! Că era prostul ăla cu ea mără, că nu rupeai tu vârstul. Acum eu ce fac de vârstul? Deci mă las cu o sticlă să-mi ia pe el. Ia uite, mă, și... lasă-mă bățul așa și ia-ți textil, mă. Lasă bățul. Păi uite cum iau unul după altul, uite, camera arată. Eu îl schimb acum să vezi că iau mai bine cu ăla, cu vârful. Ca mine, uite, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 10. Altă nație, altă zodie, altă... Ah, bravo, mă! Am alt fir textil, de ce nu recunoști? Uite, dă tu cu ăsta al meu să vedem cum e. Auzi, dă-i... Auzi, mă, dă-i cu ăsta al meu, îl dai? Nu trebuie, mă, n-auzi, că mie îmi place așa. Îți place, mă, dar ce pui la tigaie? Uite pe ăsta, care, dacă l-am pus să-l aduc în coace, uite, am dat spre tine încolo și am luat imediat, îți că e bancul masat mai așa. Mai așa. Păi dă-i, mă, coace, tățiu să... Nu mai dau acolo, ca vet. Păi nu, nu chiar încolo, la 20 de metri. Îmi faci ordine, să dau, îmi spui că de ce nu iau, îmi spui că... Păi nu, mă, eu agăța linia, spus, poți să dai din partea mea dacă... Păi oricum mai, să mai vând și eu niște muște. Înțelegi? Dar te aduc unde nu se agață și își iei și pești. Nu te mai înțeleg. Mă, să... Auzi, Dane, la duc unde nu agață, ia pește. Mânca și acolo la plajă, dacă mă uceam, cred că îl făceam de noi trebuie. La crab? 10 la 1. Păi da, mă, la... Auzi, la câte reclamă le-am făcut pe internet că se ia crab la 9 kg, normal că... Doar nu se mai ducem Gulești în plasele unde nu e nimic. Da, mă, dar la Gulești de ce nu mai încercăm vorba? Ce să încerci, mă? Plasele? Ce-a mai rămas în plasele? Păi și peștele a spurcat? Păi nu mai e, bă, ce, la revedere. Hai, trebuie ce dă? Și Regina, bă. Au vândut om. Asta cum îți închipui că am simțit-o mic așa? Deci îl simt, nu? Da. E de filament, de... Adică tu una peste alta nu vrei să mai dai banii din buget, nu că... Nu, că nu am de impulă. Păi vezi, nu că n-ai vrea tu să iei un fir textil. Aha. Hai pe vertical. Hai, hai să ia și Dan. Hai mă să mergi. Mă duce ca aseară la 9. Haide. Dacă zici că merge, puteți acolo, voi nu să-i luăm câte trei, ce? De unde e aia pe aia? Era acolo unde ați plecat voi. E că l-ați lăsat jos acolo, că eu văzui un bidon. Unde ați făcut ăsta? Hai, du-te, ducă, ești mai târnă, că mi-e și sete. Văzui un bidon pe acolo. Te așteptăm, uite, că eu nu pot cu menii scoși. Dacă vrei, uite, le ia pe al meu, dacă vrei. Nu, mă, dar trebuie să iau apă acasă, n-am putea. Aia, altă treabă, du-te și iată, că ați cu bidonul. Strânge tu aia. Și după când vii tu plecăm încolo. Niște crampele, recule. Sau plecăm de dănuțe înainte. Hai că mergem toți, mai e mașină acolo? Bă,
Bă, bă, aș lua, uite că e scos. Că lași aici, o lași singură, nu vezi. O calaș. Da. Iată, bă, pe direcția ta nu merge. Nu merge, mă, ce rea, cum nu spuse ei. Iată, bă, nu merge spus mulți. Că stiu cap e. Nu merge mulți. Haide, mă. Doamna, vine eu. Da, la de burtă, de. Sunt mulți sunt păi și... la braconaj, nu în toate direcții. Păi, de, mă, musca mănâncă, că e foame. Înțelegi? Vorba asta, e braconaj, de. Ești cicul. Păi musca mănâncă. Uite, pe direcția ta nu merge deloc, băga mea, școlă. Uite ce bucată mi-a dat. Numai dacă l-aș și scoate. Mă, la, a, și ziua să vii în locul ăsta. Poate că nu mai mă duc la niciun central. Aolo, când luăm 3-4 acum. Ce e, mă? Acum ajungem. Nu stau bine, mă, în vreo de mort al lui. Păi ce, mă, stăm, mă, jumătate de oră, 40 de cum ai? Ce dacă e ceasă? 8, ce 8, cred că e mai mult. Da, da. 8:20. Ia-o ce-a dat ăsta e. Uite, mă. Da, da, ce aproape. Da. Asta, că gabia mea nu dă, nu mă cred aici în totul. Pe când m-am adus 10 minute până acolo, îi fac aici de nu se vede. Da, unde ai știu și pe ce-mi fac. Da, s-a luat-o de-a în curlea, de-aia. Uite, de unde, mă? Ai prins o pește de coadă? Da, mă, dar nu. Ai prins o pește de coadă? Cred că mi-aduc aminte, dar zi nu e mă ca la centrală, oricum. Pe verticală. Nu știu ce să mai fac. A, uite acolo așa, plângă. Stai să vină băiatul ăsta. Cheltui la bani degeaba, pește pula. E, auzi, e invers proporțional cu investiția. În loc să fie direct de proporțional. Dar ia-ți mă un firmă ca să fie direct. Nu, nu e, mă, duc. Uite-l, mă, cum l-am luat. Că a fost o zi proastă, nu mai mă fute tu cu mărunțișuri tale. De ce nu-mi dă-te o ștucă? De ce nu luară ieri un clean? Nu, eu după alte alea mă gândesc. Nu mai mă... A, tu te gândești la spiritualitate, la ce spune doamna aia la ProTV? Păi, dar spui la prostiile astea de bivani. Că e, se apropie planetele. Pe cine cu mărunț, ce pula mea. Auzi, că se apropie planetele. Auzi, Dane? Ci că Cristi Dean mănâncă pește, că s-a apropiat planetele mult. S-a apropiat prea mult. Hai, mă, să mergem, să dăm și să luăm și noi 3 kg acolo. Asta e bivan, da? Uite, mă, după de-aia mare, uite. Era cum era pe Golești, o dată... Uite, mă, ce drill, bă! Eu nu caut, mă, de-aia mare, de-aia. Bă, a dat iară, tot un rahat. Eu nu caut de-aia mare. Am dat pe direcția ta aici și iau toți flocii. Ce are, mă? S-a și scăpat, s-a scăpat pe ea. Monofilamentul, de. Aaa, scăpat și tu, așa. Bă, la mine se muște de mici, mă. De 18, uite-te și tu, că le arăt și la cameră. Mergem la centrală. Revenim cu partea a doua.